Operație reușită, pacient mort. Asta s-a întâmplat în cazul unui băiețel de 3 ani din Sibiu, care a suferit o intervenție chirurgicală de extirpare a polipilor. Totul a decurs normal, însă la scurt timp după ieșirea din operație, mama a alertat medicii pentru că băiatul nu mai respira și nu mai avea puls. Secția în care era internat copilul nu deținea aparatură de resuscitare, așa că s-au pierdut minute prețioase până ce a fost trimis unul de la unitatea primirii urgențe. A început manevrele loco de resuscitare manuală, am înțeles, în prima fază cu mâna și a sunat urgent la secția de urgență să vină echipa de resuscitare. În momentul în care dorim să facem o intervenție chirurgicală, asta din punctul de vedere al medicului o spun, ar trebui să știm că avem cam tot ce ne trebuie la îndemână, nu să cerem de la vecini sau de pe acolo sau de pe dincolo. Pentru că dacă apare o situație de criză, așa cum a apărut în cazul copilașului meu, posibilitatea de a mai interveni poate să fie degeaba. Băiatul a fost apoi transferat la secția de terapie intensivă, însă după încă două stop cardiorespiratorii a decedat. Avea puls 190. În prima, 190-200, pe aici așa oscila. A făcut și febră, peste 40. Respirații ale lui erau puține în prima fază. În data de 14, la ora 7 dimineața, a mai avut încă un stop tot pe secția ATI, care a fost și vital. Copilul nu a mai putut fi resuscitat. Părinții îndurerați caută acum un răspuns. Au făcut sesizări la parchet, colegiul medicilor și spital. Unitatea sanitară în care a fost operat copilul spune că va face o analiză medicală. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a demarat o analiză medicală și administrativă. S-a făcut tot ceea ce era medical și mai ales omenește posibil pentru salvarea vieții băiețelului. Din păcate, acesta a decedat, resursele sale fiind limitate din acest punct de vedere. Până acum nimeni nu le-a putut spune părinților care și-au pierdut unicul copil cum acest lucru a fost posibil.